Bună ziua, vă mulțumesc pentru participare. Permiteți-mi să vă prezint activitățile desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne în ultimele 7 zile în contextul pandemiei de COVID-19. Efectivele MAI au desfășurat 545 de misiuni de protecție a transporturilor dozelor de vaccin împotriva COVID-19 de la centrele regionale de depozitare către direcțiile județene de sănătate publică, respectiv către unitățile spitalicești și centrele de vaccinare. Față de săptămâna precedentă, numărul misiunilor de acest fel a crescut cu 165. Pentru aceste transporturi au fost mobilizați aproximativ 2000 de angajați MAI, mai mulți cu 600 față de săptămâna trecută. În ultimele 7 zile, structurile Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu alte autorități, au desfășurat aproximativ 10.600 de acțiuni de control cu privire la modul în care sunt respectate măsurile de protecție sanitară, fiind desfășurate cu peste 2000 de acțiuni de control în plus față de săptămâna precedentă. Verificările s-au concentrat pe zonele cu risc epidemiologic ridicat și obiectivele supuse restricțiilor. Au fost verificați aproximativ 31.500 de operatori economici și 1.500 de operatori transport persoane, precum și peste 67.400 de obiective de interes, cu 2.400 mai mult față de săptămâna trecută, dintre care 24.450 unități de alimentație. De asemenea, au fost verificate aproximativ 640.000 de persoane, cu 100.000 mai multe față de săptămâna trecută, fiind identificate peste 34.000 de persoane care nu respectau măsurile de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2. În urma acțiunilor de verificare desfășurate în ultimele 7 zile, au fost aplicate aproximativ 34.700 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 6,3 milioane de lei. Cele mai multe sancțiuni, respectiv 30.112, au fost aplicate pentru nepurtarea măștii de protecție. De asemenea, 316 persoane, cu aproape 90 mai multe față de săptămâna trecută, au fost amendate pentru că nu au respectat măsurile privind carantina sau izolarea. Peste 3.800 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea restricțiilor privind circulația persoanelor. Alte 400 de sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea măsurilor privind organizarea activității de transport persoane sau a programului de lucru, ori pentru organizarea, respectiv participarea la evenimente publice sau private. În ultimele 7 zile au fost întocmite 26 de dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, cu 15 mai multe față de săptămâna trecută. La linia telefonică Tel Verde au fost primite 52 de apeluri despre cazuri de nerespectare a normelor de protecție sanitară și 8 sesizări însoțite de imagini sau fotografii. Toate sesizările au fost direcționate structurilor competente pentru verificări și, în caz de confirmare, pentru dispunerea măsurilor legale. La activitățile desfășurate în ultima săptămână pentru limitarea îmbolnăvirilor cu COVID-19 au participat zilnic, în medie, aproximativ 16.400 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, cadre ISU și polițiști locali, sprijiniți de angajați ai mai multor instituții. Efectivele MAI vor continua activitățile pentru protejarea sănătății românilor prin descurajarea activităților și acțiunilor care ar putea contribui la răspândirea virusului SARS-CoV-2. Recomandăm tuturor cetățenilor să poarte în continuare masca de protecție, să păstreze distanța și să evite grupurile mari de persoane. Pentru a putea reveni la o viață normală, trebuie să fim și de aici încolo responsabili și să ne protejăm pe noi și pe cei din jur. Vă mulțumesc!